Bine, te-am regăsit și de această dată. Astăzi ne uităm înspre felul în care Dumnezeu ne conduce viața, indiferent de locul de muncă sau de domeniul în care activăm. Dincolo de toate acestea, care sunt principiile pe care le avem în viață și cum ne ghidează Dumnezeu, cum suntem atenți la ceea ce are El pregătit pentru noi. Invitatul nostru de astăzi este Daniel Pitic, aș putea spune antreprenor. A fost implicat în diverse domenii, contabilitate într-o fabrică de stat sau marketing într-o fabrică de stat, care din păcate, așa cum sunt fabricile românești, cum au fost fabricile românești, nu mai există acea fabrică. De asemenea, a antreprenoriat în domeniul medical, în tehnică dentară și, de asemenea, în zona de mobilier, de tâmplărie. Dani, bine ai venit în emisiunea noastră. Bine te-am găsit, Vali. Mă bucur să ne reîntâlnim. Mă gândesc la firul roșu al vieții tale, pe care nu tare îl înțeleg. Câteodată nici eu. Dar sunt mulțumitor că există Dumnezeu pentru asta. Dar în același timp am văzut că în diferite etape ale vieții tale, Dumnezeu te-a crescut și a construit. Ai devenit ceea ce ești astăzi. Stăteam și te ascultam în felul în care m-ai prezentat și m-am gândit, mai zic că nu se potrivește niciuna cu cealaltă. Am început pe marketing, ca să o iau mai din spate, am terminat un liceu cu profil teologic ca să trec pe marketing, pe urmă fac tehnică dentară și într-un final să fac tâmplărie și dacă m-ai întreba din ce meserie o să ieși la pensie, nu știu. Pentru că habar n-am ce să fac mai departe, dar așa cum ai zis, am învățat din fiecare, pentru că Dumnezeu are câte un lucru să șlefuiască la tine, noi să nu uităm, eu așa mă văd, ca o piatră care încă n-am ajuns în templu cel ceresc și asta înseamnă că îs aici ca să mă pregătească, acum au găsit anumite colțuri care mai trebuiau ajustate. Discutăm și ajungem să discutăm despre fiecare etapă, poate. Păi hai să începem să discutăm. De asta suntem aici, cum da. S-au întâmplat ele și care este legătura dintre ele, iar mai apoi să discutăm ce ai învățat în fiecare etapă și ce putem să învățăm noi. Iată, am făcut un fir roșu al emisiunii, corect, poate. Așa. Lucram la primul meu loc de muncă, oarecum, a fost din perspectiva de angajat. Eram în domeniul finanțelor, oarecum, într-o firmă, adică într-o instituție mare, oficiu de cadastru și primul meu șef, oarecum, era destul de dur pentru un începător proaspăt venit de pe băncile facultății. Sincer să fiu, eu nu m-aș fi angajat pe mine atunci. Pentru că erau foarte puține lucruri pe care le cunoșteam cu adevărat în felul în care se făceau în practică. Aveam idee teoretică despre ce și cum, dar nu știam mai multe. În schimb, dincolo de încrederea pe care mi-o dat-o, mi-o dat și mai multe lecții pe care încă le țin minte și acum. Una dintre ele, de fiecare dată căutam scurtăturile, adică când nu știam ce să fac ceva, în loc să mă îndrept înspre legislație, să caut exact ce ar trebui să fac, întrebam colegii. Era cel mai supărat când făceam lucrul ăsta. Un alt lucru a fost, în momentul în care ai ceva control sau e un alt superior de-a tău sau ceva reprezentant de la minister care venea în inspecție în direcția județeană, m-am învățat să țin capul sus, adică să-mi apăr ceea ce am făcut, să-mi apăr convingerile mele, dar nu dincolo de absurd. Au fost câteva lucruri cu care am plecat, eu fiind foarte tânăr atunci, mi-au prins foarte bine mai târziu și astăzi mă folosesc de ele. Pe urmă, Dumnezeu mi-a schimbat oarecum acazul, dar nu foarte mult. Ideea de marketing, acum mi-aduc aminte de un alt lucru și poate că ar trebui să-l spun. De foarte multe ori ne simțim neîmpliniți, pentru că avem senzația că Dumnezeu nu ne-a dat ceea ce meritam noi. Și eu simțeam lucrul ăsta. Foarte mulți dintre colegii mei lucrau în firme multinaționale, se câștiga foarte mult.
Eu lucram la stat. Nu. Pe vremea aceea nu erau salariile care sunt acum la stat și lumea nu râvnea pentru posturile astea călduțe. În schimb, eu lucram la stat și oarecum aveam permanenta dezamăgire că nu sunt unde trebuie. Pot mai mult. Pot mai mult, da. N-aveam idee unde pot mai mult. Dumnezeu știa deja, dar eu nu. Și încercam, am depus CV-uri în tot felul de companii din astea multinaționale ce erau pe vremea aia în România și băi, n-am fost acceptat pe nicăieri. Ori nu știam eu să fac CV-ul bine, eu așa mă gândeam. Ori poate calificarea mea nu era la fel de bună ca și a celorlalți colegi care, na, și ei terminaseră aceeași școală cu aceleași note sau poate chiar mai mici. În schimb, na, asta a fost. În zbaterea asta mea am schimbat locul de muncă, am schimbat domeniu și în fabrica de încălțăminte unde lucram, eram pe marketing, din nou am pornit cu bagajul ăsta de copil al lui Dumnezeu, nu am căutat niciunde să ascund lucrul ăsta și oarecum creau anumite rezerve din partea multor colegi. Unii vorbeau diferit în momentul în care erau în prezența mea. De cealaltă parte, mi-a și făcut foarte mulți prieteni care au început să aibă încredere în mine, pentru că vedeau alte valori față de majoritatea ce erau în fabrică. Lucrurile astea m-au ajutat, m-au ajutat și pe viitor, încă păstrez foarte multe prietenii cu foști colegi de acolo, deși deja au trecut, cred că 20 de ani. Și a fost un lucru foarte bun care a șlefuit puțin. Schimbarea majoră a venit prin 2003. Eram căsătorit de 3 ani cu Dana și în 2003 am deschis un laborator de tehnică dentară, soția. Eu inițial am zis că o ajut, o susțin în ceea ce are de făcut. Până când, după un an de zile, am văzut că nu mai aveam timp să fac amândouă și atunci am plecat de la fabrica de încălțăminte și am îmbrățișat un alt domeniu. N-am studiat, n-am făcut școală, dar am deprins foarte multe din lucrurile ce aveam de făcut și împreună am pus laboratorul pe picioare și mulțumim lui Dumnezeu că iată-s 20 de ani de atunci, firma încă funcționează. Deși, din nou, o să vedeți că Dumnezeu lucrează și încă schimbă și încă ne dă alte lucruri. În momentul în care am deschis firma, ce am învățat a fost pentru prima oară când am trecut într-un alt cadran. Dintr-o dată, de la a fi angajat, am trecut în cadranul în care lucram oarecum pentru noi, fiecare în dreptul nostru și lucrul ăsta se testează puțin credința. Dacă din postura de angajat ai oarecum siguranța că vine data de 15 sau 25 sau cât al lunii în care primești cecul sau îți intră pe card banii, în momentul în care ai pornit ca liber întreprinzător, lucrul ăsta s-a schimbat și trebuia să ai încredere în Dumnezeu că la început îți asigură ziua de mâine, pe urmă poate că îți asigură săptămâna viitoare sau poate că îți asigură luna viitoare. Și încrederea asta s-ar putea să te îndepărteze de Dumnezeu sau situația asta s-ar putea să te îndepărteze de Dumnezeu și să-ți crească gradul de necredință sau, din potrivă, să lucreze altceva, să lucreze o creștere a credinței și a încrederii în El. Este riscul să devină o neliniște care să te ducă la mai multă muncă, da, și înstrăinare de Dumnezeu? Da. Și lucrul ăsta l-am pățit. Deci ni s-a întâmplat în primii ani de firmă. Mărturisesc că erau nopți în care lucram până pe la 1-2, au fost dimineți care ne prindeau încă la lucru, din dorința de a satisface clienții și cuvântul dat și lucruri care păreau foarte bune în sine. Dar în același timp a fost o perioadă care destul de mult, cu toate că lucram împreună, ne-a înstrăinat unul de altul, pentru că fără să vrei te-ai înstrăinat de Dumnezeu și unitatea
familie e creată de apropierea de Dumnezeu. Nu ne-am dat seama de lucrul ăsta. Cum ați reușit voi să ieșiți din capcana asta? Intențiile erau bune. Vreau să fie mulțumit clientul, vreau să fie un om serios, firma să meargă pe termen lung. Și totuși... Și totul vreau să facem exact așa cum e motoul emisiunii, ca pentru Domnul. Uh-huh. Deci motoul nostru era același. Tot ce facem, să facem ca pentru Domnul. Încercam să nu lucrăm, să nu dăm lucrări cu vici ascunse, uh-huh. să nu avem lucruri pe care să le ascundem medicilor sau chiar și clientului final, pacientului, despre lucrările respective, riscurile la care se pot supune dacă aleg un anume tip de lucrare sau nu. Deci toate lucrurile astea eram cât de transparenți puteam. În schimb, faptul că noi ne consumam pe noi era un risc pentru viitorul nostru. Ce v-a trezit? Ce ne-a trezit? Participam la un curs pentru tineri căsătoriți. Noi deja eram căsătoriți de vreo 4 ani sau 5, dar participam la un curs și a fost o întâmplare care a fost orchestrată de Dumnezeu privind în spate, în care a fost o neînțelegere cu data la care să ne întâlnim și ne-am întâlnit doar noi și liderul care conducea cursul. Și am avut o discuție 2-2, el cu soția lui și eu cu Dana, legat de prioritățile pe care le ai în viață. Și ea și ea era medic, tot stomatolog, nu lucram împreună, nu colaboram. În schimb, de foarte multe ori a fost un îndrumător și ea în materie profesională, cât mai ales soțul ei în materie spirituală. Și în discuțiile cu el, el a pus accentul pe faptul că, măi, dacă tot spui că nu ai timp și lucrezi atât de mult, ar fi bine să te rogi ca Dumnezeu să îți dea lucrări mai scumpe și să lucrezi mai puțin. Și vorbeam cu Dana și am zis, hai să încercăm. Surprinzător, merge. Ne-am rugat și Dumnezeu a început să schimbe profilul lucrărilor ce erau făcute în laborator, am început să trecem pe lucrări mai scumpe. Dar acum ce faci cu timpul? Nu? În fine, ne-am apropiat unul de altul, am început să ne apropiem de Dumnezeu și când te apropii de Dumnezeu, Dumnezeu îți dă alte sarcini. Sarcini în care, în momentul în care te apropii de El, practic îți mai plăcute. Pare ciudat timpul să-ți fie tot la fel de ocupat, dar în același timp să crești mai mult. Una din sarcinile astea a venit inclusiv prin Radio Vocea Evangheliei, când a fost perioada în care am intrat voluntar la radio și orele ce le-am răscumpărat și din noapte și din zi și din tot felul de alte activități, le-am investit altundeva. Și a fost un lucru foarte bun pentru noi și o perioadă extraordinară pentru familie. Timpul a trecut, lucrarea mergea bine, dar simțeam cumva după vreo 10 ani de firmă, 10-15 ani aproape de firmă, mai ceva mai trebuie făcut. Poate ajunge și rutina, poate sentimentul că poți face mai mult decât faci până acum. Și am început, eu personal am început să mă ocup de un hobby de-al meu, tâmplăria. La început, efectiv, a fost de hobby și o plăcere. Și atunci soția s-a apucat de, zice, mai hai să fac facultate de stomatologie. Și practic a însemnat o diversificare 100% a activităților noastre. Chiar dacă la ea au rămas oarecum pe același domeniu, la mine a fost o trecere pe care foarte mulți au înțeles-o greu. Și eu o înțeleg foarte bine. Deci de ce ai ales zona de mobilă, de tâmplărie? Dumnezeu m-a înzestrat. Este ca o relaxare pentru tine, domeniul acesta? Da. Pot să spun că e relaxare, dar sunt niște adevăruri mai profunde de atât. În schimb, prima oară a plecat din pasiune. Îmi plăcea să meșteresc lucruri, îmi plăcea să lucrez, să fac... Asta îmi plăcea să gândesc, să optimizez un spațiu și am zis, măi, aș putea să folosesc lucrul ăsta și pentru alții.
Asta a fost primul meu gând. Pe urmă, faptul că te relaxează, așa cum ai spus, e un lucru extraordinar, pentru că până la urmă orice muncă cu oamenii, între timp trecuserăm din cadranul 2, trecut în cadranul 3 și aveam angajați. Responsabilitățile erau mult mai mari. Deci primul cadran să fii angajat, da. Al doilea să fii propriul tău angajat, da. Și al treilea să ai angajat. Să ai angajat. Și al patrulea cadran? Al patrulea cadran, încă n-am ajuns acolo, e vorba să faci cumva banii să lucreze pentru tine, dar s-ar putea în economia lui Dumnezeu să însemne altceva și s-ar putea să fiu deja acolo în cadranul ăla, dar nu știu, poate pe finalul emisiunii ajungem să mai discutăm și despre să asta. Să știi că nu mai e mult până atunci. Ok, cred că am vorbit destul. Nu, n-am de gând să mă opresc. Am ajuns să deschid atelierul de tâmplărie. Un al treilea motiv pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă a fost, măi, prin relațiile pe care le ai tu cu clienții și faptul că ești nevoit să petreci deja mai mult timp în casa lor, tu poți să duci mai departe adevărurile Bibliei. Și a fost un lucru pe care, un deziderat pe care mi l-am propus încă de, cred că 5 ani de zile, ca orice conversație să o duc înspre Cuvântul lui Dumnezeu, înspre Biblie și înspre adevărul sau măcar întrebări care să stârnească curiozitate. Și lucrul ăsta efectiv a fost o binecuvântare pentru mine, pentru că prezența alături de clienți, prezența alături de furnizori, petrecutul de timp împreună, îl pot transforma foarte ușor într-o ducere mai departe a mesajului Evangheliei. Dincolo de faptul că dezideratul inițial a rămas același, tot ce fac să fac ca pentru Domnul, lucrarea o fac de fiecare dată cu maximă calitate, și încerc să duc altceva pe lângă lucrare. Să las o vorbă bună, să las un adevăr. Și lucrul ăsta e lucru care mă mână și mă face să merg mai departe. Desigur, pot să fac în orice alt domeniu lucrul ăsta și de asta spun, și am spus la început, că nu știu din ce domeniu să mă pensionez, dar câtă vreme Dumnezeu mă vrea aici, asta o să fac. Ne-ai spus câteva lucruri în această devenire a ta, în aceste etape prin care ai trecut, dar sunt convins că poți să punctezi mult mai bine dincolo de devenirea ta financiară, să spun, de la angajat la angajator. Care au fost câteva lucruri pe care le-a format Dumnezeu în tine? Au fost mai multe momente cheie, cumva, care au schimbat paradigma vieții. Unul dintre ele a fost un accident pe care l-am avut în 2009. Eram împreună cu soția și Dumnezeu, după ce mașina s-a răsturnat de vreo 2 ori, ne-a scăpat într-un mod miraculos. Am ieșit tefer din mașină și pe patul de spital, în Târgu Jiu, a venit un prieten pe care nu l-am întâlnit până atunci și nici de atunci încolo nu l-am întâlnit. Cunoștință de cunoștință. Ne-a ajutat cu bagajele și cu tot ce aveam acolo și vorba pe care mi-a spus-o el a zis, Dani, să nu ți se lipească inima de lucruri. Erau fix la 6 ani după ce am deschis firma și eram în stadiul ăla în care, așa cum ai spus, devenire financiară acumulam și eram pe cai mari. Firma ajunsese, cum e expresia economiștilor, o vacă de mulți, deci eram în top, oarecum cel mai bine din punct de vedere al veniturilor ce le aducea, stăteam foarte bine financiar, aveam oarecum tot ce ne doream. În schimb, simțeam încă de pe atunci o răcire a relației cu Dumnezeu. Și asta a fost un prim lucru care mi-a atras atenția, asta a fost un prim moment pivotal. Un al doilea lucru a fost prin anul 2012. Mi-aduc aminte că am ratat la radio trecerea la 22 de ore pentru că din nou am avut un eveniment inexplicabil și din evenimentul acela a trebuit să stau, cred că în convalescență, vreo 2 luni de zile.
în care Dumnezeu m-a învățat că, băi, Dani, lumea nu se învârte în jurul tău. Și mi-a fost foarte greu mie. Eu sunt o persoană, așa cum am spus, mă pricep, știu să fac o grămadă de lucruri, știu să... Și felul în care am schimbat meseriile și felul în care am schimbat preocupările, mi-a spus de la început Dumnezeu, măi, te pricep la multe, dar totuși lumea nu se învârte în jurul tău. Și asta mie mi-a fost cel mai greu să accept. Tot un accident a fost și atunci. Tot un accident a fost, da. De bicicletă de data De asta. Bicicletă și pe care eu nu mi-l aduc aminte. Soția Dana tot îmi spune, dar nici măcar nu ești curios. Nu, pentru că știu sigur că o să vină momentul în care o să știu ce s-a întâmplat. Știu pentru ce s-a întâmplat și cred că asta e mai important decât de ce. Pentru ce? Pentru că trebuia să-mi vorbească Dumnezeu în lunile alea. Adică perioadele în care Dumnezeu te scoate, te pune pe tușă, sunt perioade de cantonament. Sunt perioade în care vrea să-ți vorbească unul la unul și ăla l-am simțit eu atunci. A fost momentul în care el a zis, zice, mai din tine vreau să fac altceva. Vreau să treci pe inimă de slujitor. Și o inimă în care tu, la rândul tău, să investești în alții. Și dacă tot ziceam de cadranul 4, cred că în economia lui Dumnezeu, cadranul 4 cam asta ar fi. În momentul în care tot ce ai acumulat, tu trebuie să dai la rândul tău mai departe, trebuie să investești în alții. Și cred te referi la dărnicie aici? Nu, financiară? Nu financiar, nu. Dincolo de financiar, pe lângă lucrurile financiare sunt foarte multe lucruri mult mai importante. Și acumularea ce o ai în experiența pe care o ai cu Dumnezeu, în experiența pe care o ai în lucru ce-l faci, trebuie să transmiți mai departe. Se spune meseria se fură. Meseria câteodată se dăruiește. Deci eu cred că meseria se dăruiește și dacă ar fi să duc discuția mai departe, sincer, între creștini, între oameni care cred în Dumnezeu, nu cred că există conceptul de concurență. Cred că din momentul în care fiecare dintre noi avem lucrurile date în administrare de Dumnezeu, pe ce să mă întreg cu celălalt? Pentru că de la el primim îți daruri. Adică e ca și cum ar spune copiii mei, se întreg pe ceea ce primesc de la mine, știi? Interesant, chiar ieri mă gândeam la Cain și Abel, așa din senin mi-a venit gândul acesta, cum este această concurență nesănătoasă corect în inima fiecăruia dintre noi. Ne comparăm cu celălalt, sunt mai bun decât el, sunt mai bogat, sunt corect mai da talentat. Da, dar Dumnezeu nu te cheamă la asta. Dumnezeu te cheamă să fii adus la o crimă, concurența dintre ei doi. Da, comparația. Perspectiva orizontală a lui Cain a dus la crimă, pentru că perspectiva verticală, dacă el și-ar fi îndreptat privirea în sus, putea să rezolve foarte ușor dilema lui. Dar, da, într-adevăr, perspectiva asta orizontală duce la crimă și ce se întâmplă în lumea noastră e exact faptul că oamenii sunt într-o permanentă concurență, știi? Noroc că de-aia avem și garduri, că altfel n-am ști ce face capra vecinului. Știi, dacă n-am avea garduri. Dar, na. Ne apropiem, Dani, de finalul discuției noastre și tu ne-ai vorbit de laboratorul de tehnică dentară, ne-ai vorbit de mobilă. O întrebare, hai să zicem așa, cu tâlc. De unde vin banii tăi? Când Dumnezeu poartă de grijă, poartă de grijă. Am experimentat lucrul ăsta în foarte multe momente când dacă ar fi fost să-mi fac un plan de afaceri sau să-mi fac bugetul pe viitor. Cu toate că ești foarte precis când da, îți faci un plan de afaceri, în general, îți place calculat să anticipezi totul. Da, Dumnezeu te surprinde de fiecare dată și te surprinde în felul în care, așa cum ne-a surprins când am rostit rugăciunea aia plină de credință, mai vrem să avem alt gen de lucrări, în așa fel încât să avem timp, el a fost un răspuns din partea lui Dumnezeu că poate și altfel. Răspuns că poate Dumnezeu și altfel a fost când noi nu știam cum să trecem luna următoare și în momentul ăla venea o comandă foarte mare pentru când lucram în laboratorul de tehnică dentară. Același lucru se întâmplă și cu mobilierul. Deci în momentul în care nu știi
care o să fie următoarea fază. Dar în același timp, tu timpul tău îl pui, nu-l irosești, tu timpul tău îl pui la dispoziția lui Dumnezeu, gen lucrezi, slujești în biserică sau faci anumite lucruri pentru cineva, o persoană care nu are aceleași posibilități ca tine, te trezești, nu știu de unde, că te sună, zice, mai am primit o recomandare că tu faci lucrul ăsta, n-ai putea să mă ajuți și pe mine. Astea sunt oamenii pe care Dumnezeu ți-i trimite. Ți-i trimite exact la momentul ăla ca să simți că e exact lucrul ăla, dar tu trebuie să fii de fiecare dată dispus să dai timpul tău. Dumnezeu nu te cheamă, nu-i un fel de troc. Dumnezeu te cheamă să dai dinainte jertfa ca El să-ți răsplătească după. Și dacă nu o face, așa cum ziceau cei trei în cuptorul de foc, eu tot cred că Dumnezeu poartă de grijă, pentru că are El metodele Lui. Privind în spate, vorbeam de bugete, vorbeam de predicții, privind în spate, dacă fac analiza anilor trecuți, sub nicio formă n-aș putea să mă gândesc de unde am câștigat bani, în afară de El. Tocmai de ce am pus întrebarea, pentru că am auzit în jurul meu mulți oameni care zic, din cauza că muncesc, sau datorită faptului că muncesc, am bani. Am muncit, am tras, am făcut planuri, nu știi câte nopți n-am dormit. Așa. Și ei cred că despre ei e vorba. Și eu am crezut. Și am zis, bine, am avut un accident de bicicletă, te-a scos pe tușă și ți-a arătat că nu-i despre tine și nu-i prin ceea ce faci tu. Și nu-i deloc stresant. E chiar relaxant. Pentru că atunci când știi... Când te încrezi în Dumnezeu. Da, atunci când știi că povara zilei de mâine nu mai trebuie să o duci tu, ci o poartă El, e foarte simplă viața. Știi? Nici nu înțeleg de unde atâta depresie. Știi? Dani, am ajuns la final. O concluzie acum. Am vorbit despre creștini la locul de muncă. La tine locurile de muncă au fost diferite, etapele vieții au fost diferite. Așa cum spuneai tu, este vorba de o devenire. Dumnezeu te-a crescut în acest timp. Cu ce rămânem? Cred că un creștin la locul de muncă, în societate, peste tot, ar trebui să fie un om care, dincolo de închinarea pe care o dă lui Hristos, trebuie să umble cu El și trebuie să lucreze pentru El. Deci cred că prioritățile, dacă le pui cum trebuie, în sensul în care lucrarea să fie pentru Hristos, Dumnezeu îți dă lucrări și ceea ce ai, ce ai de făcut, și în viața de zi cu zi, suficient de mult încât să-ți poarte de grijă. Cred că asta ar fi esența. Creștinul trebuie să se închine, să umble și să lucreze pentru Hristos. Mulțumesc, Dani, că ai fost împreună cu noi. Și eu îți mulțumesc, Vali, și mă bucur de revedere. Sper că experiența pe care am trăit-o să fie de folos altora și în același timp să... Eu îmi doresc ca în România să crească o masă critică de oameni care să poată aduce cu adevărat schimbarea. Doamne ajută! Amen. Și eu îmi doresc lucrurile acestea, tocmai de aceea avem această emisiune și cred că se poate, dar depinde de fiecare dintre noi. Fiecare să înțelegem voia lui Dumnezeu în viața noastră, să aplicăm principiile Scripturii, să trăim corect, sănătoși în credință, cu încredere în Dumnezeu. Așa cum ne zicea Dani mai devreme, Dumnezeu lucrează în viața noastră. În cazul tău a fost o devenire și ce mă uit dincolo de devenirea profesională este această prelucrare spirituală pe care ți-a făcut-o Dumnezeu. Invitatul nostru astăzi a fost Daniel Pitic, greu să spunem o meserie, a încercat mai multe, i-a și reușit în domeniile acestea, dar dincolo de meserie cu care n-aș putea spune că se identifică. Se identifică cu Dumnezeu, cel care poartă de grijă și este omul prin care Dumnezeu lucrează. Dumnezeu vrea să lucreze și în viața mea și în viața ta și dincolo de meseria noastră, mai mult decât formarea noastră profesională. Dani ne vorbea de a patra etapă, cum dăm noi înapoi, cum investim în alții din jurul nostru ceea ce Dumnezeu a format în noi.